Deci la moment cu un lot redus și cu mulți tineri în teren, este greu să opunem pe moment rezistența echipelor de pe locul 1, 2, 3 clasate în clasament din campionatul trecut și azi, iarăși pe Tocumbu a demonstrat o valoare destul de bună, unde a fructificat-o și pe tabelul de marcaj. Antrenorul de portare a avut o discuție mai îndelungată cu Vladislav Butuc. El a avut astăzi câteva intervenții foarte, foarte bune. La ce i-a tras atenția? Deci, ce pot să zic, să aibă încredere și să muncească în continuare și să fie mai constant în meci. Urmează meciul cu Zimbru, așteptările? Deci, cum am și zis, primele trei clasate ne-au arătat spre ce trebuie să tindem. Jocul cu Floreștiu ne-a dat speranță că noi putem juca și putem să scoatem și rezultate bune. Eu cred că Zimbru iarăși are un lot cu jucători tineri, ca și al nostru, unde noi evident că ne gândim să luptăm pentru punct. Vreau să remarc că nu a jucat numai Ambroș Plătică, a jucat toată echipa și și-a făcut treaba bine. Vreau să le mulțumesc, să-i felicit această victorie meritată. S-au dorit la maxim, au fost foarte multe faze gândite, chipzuite, au fost și mai puține. Unii s-a greșit undeva din repriza a două, primele 10-15 minute, unde am început să luptăm, dar nu să jucăm, dar până la urmă sunt bravo, am obținut 3 puncte. Munteanu a fost foarte activ, cum ați văzut evoluția lui? El felicit și bravo, bravo, sper să nu dăm mâinile jos, să muncească mai mult și pentru că este un băiat de perspectivă. Care sunt așteptările de la meciul cu Dacia Buiucani? Așteptările ca și la orice meci, este o echipă organizată la toate capitolele și rezultatele spun, va fi un meci iarăși dificil, dar totul depinde de noi, da? Și sper să-l abordăm tot atât de serios și e clar că va fi luna considerație și că jucăm peste 3 zile. Important să ne refacem și iarăși să obținem rezultatul pe care îl așteptăm. Astăzi ați anunțat transferul lui Andrei Cojocar. Va fi o luptă acerbă, cel puțin la mijlocul terenului. Concurență sănătoasă? Da, da. Nu cred că trebuie să-i fac prezentare lui Andrei, luând în considerație că lunile iulie și august sunt încărcate, avem nevoie de jucători și am menționat și mai înainte că lucrăm și pot să spun bine a venit, a revenit, da, și contăm pe dânsul ca și pe orice jucător din familia Petrocopi.